Așa, bunica, așa, ușor, ușor. Radi, așa, mamaie. Bunicii, ce faci, mamaie? Bine v-am găsit, bine că v-am găsit sănătoși, am auzit că Andra e vedetă. Da. Eu sunt bunăciune, nu băbăciune! Bunăciune, nu băbăciune! Asta e, da, ești bunică? Da. Ai 3 nepoți? Da! Să-ți trăiască! Mulțumesc la fel! Vrei să le ții în mână? Că am impresia că poți să-ți mai scape în stânga-dreapta. Nu, mă glumesc. Bucur, felicitări, ești foarte tare, din toată inima te felicit, pentru că acestea sunt trofeele tale și când am spus oamenilor, vrei să le spui tu vârsta? Pentru că îmi spuneai chestia asta că e stilul tău de viață și că oamenii ar trebui să înțeleagă că dacă ai un stil de viață sănătos, dacă faci sport, dacă ai grijă de tine, nu contează vârsta, pentru că tu ai... Da, abia am vârsta de 53 de ani, abia aștept să ajung la 100, da. Am plecat de pe loc și am fost mai nou venit acum proaspătă medaliată, 5 medalii de aur, record național, la săritura cu prăjina și cine a zis, a aterizat bunica, dragilor, să știți că bunicile... De multe ori ar trebui să scrie cărți, să se apuce de mișcare, pentru că tineretul în ziua de astăzi își cam bate joc de trupul lui. De corp, de trup, de situație, de tot. Eu nu stau jos pentru că încă nu sunt bătrână. Îmi pun bastoanele, pentru că cu aceste bastoane am reușit să slăbesc acum 29 de ani. Fetița mea are 29 de ani, are 3 copii. Fetița ta are 29 de ani? Da, da, am o fetiță extraordinară, e scumpică, foc, o blondă cu ochi albaștri. Beatrice, nu? Da, și la ecograf a zis că faceți un ecograf să vedem cum e copilul și zic, nu, comanda e dată, blondă cu ochii albaștri. Pe cuvântul meu de onoare, dacă aș închide puțin ochii și te-aș vedea, doar te-aș auzi vorbind și să zicem că te-aș vedea așa blurat cum gesticulezi, zici că ești un pic din Radu Ilie. Nu? Nu are așa, pic, deci... pic, da. Și Greta a zis la fel, uite, și ție ți s-a părut, nu? Și Greta, adică așa, pac, și bă, nepoții, ta, și Radu Ile, care are aceeași energie. Ție ți-a părut, Greta? Da, și eu am simțit aceeași energie al lui Radu, da, și, exact. Da, perfect. Bunica, ești tare? Da, păi când am venit la România Talent, am întrebat pe băieți, undeva pe 2014 mă tot vânau și spuneau, hai la România Talent și nu înțelegeam ce talent am. Eu, sincer, aici nu înțeleg ce talent aș avea eu, nu înțeleg. Ai adică, dreptate, da. Și la un moment dat, iarăși, în 2015, 2016, la un moment dat, în 2019, mă sună cineva și spune că Mariana, hai, uite să vii la România Talent. Eu un mic sportiv care eram la vremea respectivă, zic, tata, nu știu ce talent să am, așa de multe talente încât nu știu ce să vă prezint. Și atunci am venit cu un talent micuț, exact cum e bastonul acesta. Și acum am venit la măruță cu un baston, fix un baston. Deci un baston, îmi place foarte mult pentru că am lucrat 4 ani de prăjină, în care am reușit acum recordul. O luăm cu începutul? Vrei să ne așezăm un pic pe canapea? Sigur! Te mai stăm și jos, hai, pentru că... Hai să iau și telefoanele telespectatorilor, că fără telespectatorii noștri suntem morți, pierduți. Vreau să te întreb ceva. Lasă la mine bastonul. Tu spune, ia un loc aici, pe hepilica noastră. Așa vrei să... Da? Spune cum te-ai apucat. Deci tu acum 29 de ani, când ai devenit mamă, ți-ai schimbat stilul de viață? Nu, am început sportul de performanță undeva la 10 ani. Din dragul de a arăta, să nu zic cuvinte urâte, sper să nu jignesc pe nimeni, născută și crescută la oraș, am plecat într-o vacanță la bunici. Și acolo niște copii care tot ne băteau și fiind o blondină cu părcările în țat și cu pielea albă ca de oraș, ne făceau pui de gostat. Și atunci am încercat să nu mai fim acei pui. Pui de gostat, adică sunt pui aia crescuți la... Exact, da, da, da. Și aveam ceva băieți pe acolo prin sat la bunici. Și ce tot vin și ăștia, ce tot vin și ăștia. Și noi nu suportam la modul să ne dea indicații țărani de la bunici, de pe uliță, da. Și atunci ce trebuia să-i facem? Să-i caftim, să-i bătem, să-i batem, dar nu să-i batem fizic, să-i lovim cu ceva anume, să-i întrecem la alergări. Hai să vedem cine ajunge primul să ia vaca, să aducă apă de la fântână. Adică erau lucruri și jocuri care trebuia să întrecem pe cei copii de pe uliță. Și tu de mică te-ai apucat să faci sport și când ai făcut prima medalie, pe care ai luat-o? Pentru că tu ești campioană la... Săritoarea cu prăjina, garduri, 2000 obstacole. Vă spun probele actuale, nu le spunem pe cele vechi, pentru că cele din copilărie și adolescență, acolo eram talent. Aici sunt
pentru că am fost la România Talent, am venit cu talentul ce am crescut de mic copil. La Măruță am venit cu producția, cu lauda, nu am venit cu... Eu vreau să vină oamenii să se laude aici, pentru că e munca ta. Să știi, Mariana, serios, e munca ta. Și să obții toate diplomele alea și toate medaliile alea, pe mine mi-a 15 minute doar să le număr. Acum da, noi le-am obținut împreună. A fost o motivație de-a mea foarte mare când în 2006 am cedat și n-am mai putut să continui sportul. Făceam 10 ore de gimnastică aerobică pe zi. Pentru că ceva probleme de sănătate mi-au creat efortul fizic, nu mai puteam să-l susțin datorită unei probleme foarte mari de ficat. Colecistul a zis stop, service, ITP-ul expirat. Nu luam suplimente. Nu luam niciun supliment pentru că eu am crezut în mine că Tarzan nu trebuie să ia suplimente să poată susține teorie și nu credeam în niciun supliment, nu credeam în produse. Și atunci asta a fost problema, de fapt. Da, trăiam mai cu mâncare. Mâncarea era zilnică și atunci corpul a cedat pentru că îi trebuia ceva mai... efort. Da, era prea mult peste limita și vârsta care aveam în 2006. 3 ani de pauză, 3 ani de suspendare din activitate sportivă, am câștigat bani cum am putut, nu mai puteam să fac sport, nu mai puteam să fac masajele. Înțeles că atunci ai pierdut și casa? Casa am pierdut-o după, pentru că eu am două turații, tare și foarte tare. Acel bărbat trebuia să prindă turația mea. Erai maritată? Exact, Beatrice este făcută cu fostul soț, care la un moment dat a zis, că am auzit și din culise mai devreme, că... sunt cicălitoare. Nu, sunt perfectă, punctuală. Cine ți-a zis că ești cicălitoare? Greta? Publicul. Greta, tu ești cicălitoare? Și? Nu cicălesc pe nimeni. Vreau... Și stai un pic. Și deci tu, practic, ai divorțat pentru că nu am mai fost pe aceeași lungime de unde. A zis că te dai tu foarte șmecheră. De ce te dai tu acum... adică noi femeile nu ar trebui în fața bărbaților să comentăm. Nu, dragilor, problema este în felul următor. Când relația se face în doi, tu taci și asculți, eu tac și ascult. Pentru că m-a costat casa, m-a costat pentru că așa m-am dat atât de șmecheră. De fapt, sunt ortodoxă, sunt un om pașnic, sunt un om foarte relaxat, dorm cu bâta supernă și cine are de comentat, și-o ia. Problema este că la vremea respectivă mi-am luat-o eu, m-am trezit eliminată din jocul sportului și am luat viața de la zero, nu-i problemă, pentru că în fiecare zi zero este primul. Acum, la vârsta care vreau eu, cum adun zerourile sau cum adun zilele, le transform în ceva. Adică când bugetul ți este 1, încerci să pui zerouri. Și așa am reușit să pornesc viața cu Ionuț, care... Ionuț, salut, Ionuț! Haideți să-l chemăm și pe el aici, vrei? Ionuț! 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 Iată, iartă-mă, asta era de fapt. Salut, Ionuț! Asta e că și Ionuț, da. Când v-ați cunoscut, făceai sport, Ionuț? Da, făceam, venind din arte marțiale, de la vârsta de 5 ani, am început cu artele marțiale, așa era pe vremea aia, în sensul că era moda după 1990, tot cu arte marțiale, crezând că... Toți am vrut să fim Shaolin, ce ai exact, zis, exact. Și eram oarecum călit să o întâlnesc cu Mariana, v-ați dat seama și voi că... Mi-am dorit o femeie puternică, ce pot să spun, și nu credeam, dar am găsit-o pe cea mai puternică, Cătălin. Tu câți ani ai? 39. Tu ai 39, e o diferență de vârstă între voi de 14 ani? Cam așa ceva. Ai avut de a face din cauza acestui lucru? Nu se simte la noi. Păi nu, îmi dau seama că nu se simte, cred. Da, Mariana este, ne completăm, ca să spun așa. Ea, avem nevoie de cineva să mă ducă la alt nivel, în sensul că vroiam cineva la 5 dimineața, 4 dimineața să alerg. Și ea se trezește la 4 și numai bine la 5 alerg. Și mi-am găsit, cum să spun, jumătatea în tot. Și soție și partener de antrenament și... De ce? Voi vă certați vreodată? Nu. La noi în casă nu... De asta zic că sunteți pe aceeași lungime de unde cu totul. Și alergat și nu, sport. Nu, pentru că și... nu avem timp de certuri. Nu există... Sau discuții în contradictoriu? Nu, că eu iau decizia, eu decid și eu nu stace. Și atunci totul e foarte bine, pentru că... Ionuț? Un bărbat care tace este un bărbat fericit. Dar dacă o femeie tace,
nu e bine pentru... Ionuț, dacă simți că sunt probleme, clipești de mai multe ori sau faci semnul ăsta, l-am văzut eu în filmul tati part-time și se întâmplă imediat să fie eliberat. Nu, sunt discuții, nu sunt certuri, pentru că nu avem timp, ne întâlnim, pornim dimineața și ne întâlnim seara. Până la ora 8 este colegul meu de muncă, după ora 8 este soțul meu și abia aștept să-l întâlnesc, pentru că după nici o zi de muncă... Nici ce e după ora 8. Păi eu mă gândesc ce este după ora 8. Refacerea mea, masajul meu, pentru că dacă nu ai tu grijă de ce ai acasă, are grijă altul. Da, așa-i. 19 martie 2024. Vezi ce faci acasă și ce grijă ai. Dacă este treabă în bucătărie, dacă este treabă în sala de sport, dacă este treabă absolut peste tot. Nu există cuvântul. Ai timp să te cerți, ai timp să intri în depresie, ai timp să te gândești la ce-a făcut, ce n-a făcut, de ce a zâmbit, de ce nu a zâmbit. Ai timp. De ce ai timp? De ce ai timp? Ai timp să evoluezi, să ajungi numărul 1. Mulțumesc, chiar îi mulțumesc. Acum, serios, Mariana, e și un fel de antrenoare, nu? Exact, exact. Sunt zile când nu mai ai aceeași motivație să te antrenezi, dar când o vezi pe Mariana, eu mă trezesc alături de Mariana, vreau să spun că turațiile sunt, cum a zis și ea, tare și foarte tare. Pe această cale, acum 10 ani, ne-am întâlnit, i-am spus, noi doi vom face echipă foarte bună. Și am întrebat, la ce? Și el ce ți-a zis? În tot. Când ți-a zis la tot, ți-a plăcut curajul lui? Păi nu, m-am gândit un pic, da. Vânam pe cineva să fie tupeit, să aibă tupeu, să muncească, să ajungă la nivelul meu, la nivelul în care vroiam să fiu doar numărul 1. Am plâns și am suferit foarte mult când am rămas fix cu o geantă în mână și am închiriat un spațiu cu doar cheia. Și acum este un arsenal. Datorită lui este un arsenal. Bravo! Suntem cei mai bogați că ne avem unul pe altul. Restul, tot e schimbător. Acceptă-ți meritele, că uite ce ai Mariana. Mulțumesc. Și datorită ție sunteți acolo împreună și ați făcut echipa asta. Da, pentru că am idei foarte multe, am idei foarte bune pentru noi, să fim numărul 1. Avem acolo o cupă unde sunt doi dansatori. A fost întrebată de foarte mulți colegi la gala de excelență de ce ați primit voi această cupă cu doi dintre... două persoane acolo sus dănțuiesc, și la care îi zic, păi cum, nu știi de ce am primit? Păi nu, stai că nu înțeleg, Marian, tu de ce ai trei cupe? Noi aveam trei cupe, cupă de excelență, eu și acea a treia cupă. Dar tu și dansezi? Sunt instructor de gimnastică, pentru că acum dau din succesul meu, dau tuturor oamenilor ce am făcut eu să am acest abdomen, ce am făcut eu, asta are cel mai multe vizualizări pe acea, da, are undeva de 700 și ceva de mii și acolo se întâmplă toată activitatea noastră. La un moment dat mi s-a părut foarte mică locația, dar am zis că esențele tare stau în locații și în spații mici. Nu trebuie spațiu mare și locație mare să poți evolua. O întrebare, dacă nu vă supărați, care este meniul vostru pe săptămână? Cam ce mâncați așa? Lipodermo-ciomăgire, lipodermo-căsăpire, deci te ciomăgești și te căsăpești ori de câte ori îți e poftă de ceva. Și noi am tot fost la diverse companii din astea care vând cuie și te-am pus pofta în cui de atâția ani de zile de când lucrăm la succesul nostru. Pentru că acele cupe nu au dietă, nu au foame, nu au suferință, nu au nimic. Când au ai mâncat doar... ultima dată o porție de cartofi prăjiți? Azi. Nu, serios? Da. Și mici? Mici, fără undeva mulți ani, nu mai știu, pentru că nu am bucătărie, nu am grătar, nu am, o să am în viitor apropiat. Cel mai important, că după cartofi am făcut o oră de alergare. Ca să știți, poți să mănânci oricât poți să mănânci, dar dacă arzi caloriile și mai mănânci la sfârșit un măr, la sfârșit asta este... Asta sunt pentru noi? Da. La sfârșitul antrenamentului să mâncați bine. Acasă, că eu n-am copaci. Nu le-a pe toate. Dar știi ce vreau să mă întreb? Deci tu chiar când, acum serios, mănânci o porție de cartofi sau ceva, simți că după aia poți să le dai jos caloriile astea doar cu foarte multă mișcare și sport? Da, mișcarea ce face? Scoate toxinele din corp și ne reglează metabolismul. Pentru că sunt multe persoane care spun, am ținut dieta, aia, dieta. Nu există dietă, există mod de viață. Sportul este mod de viață, mănânci, te culci, te antrenezi, muncești. Antrenamentul face parte din viața noastră. Alimentația nu este o prioritate, adică să mănânc nu știu ce, mănânc ceea ce îmi trebuie. De exemplu, vrei să fii viu, mănânci mâncare vie. Adică marea parte
80% este mâncare vie, adică nu încerc să mănânc... Adică nu mănânci carne de genul ăsta? Mănânc carne rar, mănânc carne, dar rar, rar, pentru că carnea pentru noi, la alergare, îți vine înapoi, cum să spun. Doar în perioada de volum. Uite și un documentar foarte interesant. Doar în perioada de volum, pentru că noi avem obiective de îndeplinit, campionatul mondial, campionatele care sunt foarte grele și în perioada de volum, când ai câte 15-16 km de făcut, atunci se mănâncă proteină. Înainte de concurs, undeva la o lună sau două săptămâni, atunci este o dietă care îți aparține personal, eu la vârsta mea, la grupa mea sanguină, la stilul meu de viață. Sunt masior, masez tone de oameni, masez foarte mulți oameni. Nu aș putea să mă duc să spun, bună ziua, azi facem masaj. Aș vrea să zic ce. Da, nu. Deci astăzi facem un drenaj limfatic care, cum ați făcut în platou mai devreme, vreau să zic ce. Da. Sigur. Încerc de două minute. Legat de chestia asta, să mă întorc puțin înapoi, când eu nu spunea că mănâncă hrană vie, sunt două documentare pe Netflix, unde la un moment dat sunt niște perechi de gemeni, unul mănâncă carne, unul doar vegetale, și la un moment dat este despre, cum era aia, mă, cu mâncarea, ciucă, e documentarul ăla în care oameni care au făcut super performanță, doar vegetarian fiind, adică, iată că se poate ce ziceai și... Da, și mâncarea trebuie să-ți dea energie, nu trebuie să te încarci. Noi, de asta spun că sportul ne reglează, pentru că dacă mănânc ceva foarte greu, îmi dau seama la antrenament că nu a fost bun. Da. Și experiența... Da, și faci sport de 3 ori pe zi. Facem sport de 3 ori pe zi, e puțin spus. 5-6 pentru că pauza când soția face duș, dau exemplu, dau din casă acum seara, când face duș, când stă la duș, eu încep să fac ori flotări, ori fac abdominale, adică timpul este foarte prețios. Și adică nu pierzi nicio secundă. Nu, pentru că obiectivul este tot timpul, nu este numai ziua competiției. Dar așa erai și înainte să o cunoști pe Mariana? Nu eram chiar așa, le cunosc. Aveai o bere cu băieții înainte. La început, pentru că avea 90 ceva de kilograme și el a vrut să arate ca mine și îi dădeam teme de făcut și venea la antrenament și în voma. Și la un moment dat i-am zis, stai jos și să-ți revii, pentru că nu se putea să faci antrenamentul cu burta plină. Bine, acum spun și eu, performanța nu se face cu intestinul gol. Da, să faceți, dar și cu disciplină. Da, dar nici să mănânci un pui, un bol de salată, două pâini și... Asta era acum 10 ani când l-ai cunoscut. Acum... Exact. Nu, acum, da, mănânc apă, paie și bătaie. Eu nu, dar sincer, că... o bere din când în când? Nu, poate, nu-s pocăit, poate, dar să știți că înainte să mănânc ceva sau să beau ceva, mă gândesc dacă îmi face bine. Înainte, de pe Mariana mai bine. Nu, mă uit la ea și îmi dau seama. No, ok, perfect, gata. Sunt serii în care aud frigiderul cum se deschide și spun, închide frigiderul! Nu cred. Da. Dar arde roșu, nu arde capia, din asta vreau să iau. Noi în frigider avem un mini frigider, nu avem frigider mare. Deci secretul este să aveți mini frigideri, cât mai mici, serios. Frigiderul mic și te uiți acolo, nu vezi... Și vezi, mai nimica, ba o păstai, ba o... Și când... Cum ai bine lânghit. Da. Tu ești la Mariana și îți trece de foame. Dar ce tare asta, se aude frigiderul și... Trebuie să... Bă! Da, pentru că dacă nu ia motivația de la mine, ca să nu zic bătaie de la mine, își ia de la adversari, este foarte greu să bați alții, sau să întreci, nu să bați, să nu-i batem pe nimeni. Da, treaba voastră sportivă, pentru că tu faci arte marțiale, nu? Da. Atletism, acum suntem în lotul național de atletism Masters, deci este categorie... Dar face arte marțiale. Atletism face acum, cum zic eu. Iartă-mă, da. Iartă-mă, Ionuț. A făcut arte marțiale până acum 6 ani. A fost suficient. Da, pentru că s-a cred că n-a destul, acum trebuie să o ia la fugă. Am călit destul, acum urmează practica adevărată. Acum ai trecut. Nu știam de ce te făceam înainte flătări în monturi, în astea. Și acum știi de ce. Totul te pregăteai pentru ceva care va urma. Da, am întâlnit că lovea copacii, loveau câte o piatră și nu înțelegeam de ce dădea cu pumnul în piatră. Nu înțelegeam. Acum știu de ce. M-a pregătit viața, întâlnise Mariana. Mulțumesc Sfânta Paraschiva de la Iași, acolo m-a rugat bine, mi-a dat și mai... Nu credeam, credeți-mă. Dar tu erai singur sau cum? În momentul ăla, nici eu nu știu cu ce era, dar sigur, după aia eram cu Mariana.
chiar la București ne-am cunoscut. Dar cum ai cunoscut-o? La semi-maraton aici în București. Nu, ne-am cunoscut la stadion, la ea, și când el a făcut ceva ture și eu l-am găsit și la un moment dat zic eu lui, la fata mea, Beatrice, dar ăla nu e vosul tău. Și că, bă, dar ce faci la stadion? Vosul, așa, o deci, denumire acolo. Adică și sora, fica ta face karate? Făcea la vremea respectivă. Și la un moment dat îi zic, bă, da, dar ce faci el la stadion aici? Adică, nu ești de aici? Ce cauți aici? Adică, scopul doar vizitei. Și am l-am dus câteva ture pe... Am făcut o schimbare în viața mea să alerg. Stadion, să alerg și la un moment dat el a întrebat dacă I-am zis, dacă, în gândul meu, băi, dacă ea se oprește, cât se oprește femeia asta, că ea vorbea cu mine și alerga. Eu abia puteam scot un da. Zicea, da. Deci, așa, tu alergai ca să ții de vorbă. Da, nu, vedeam cum arată. Am zis că, băi, dacă alerg, înseamnă că și eu o să devin dacă stau pe lângă ea. Știi, vorba aia, că stai pe lângă cei mai buni și ajungi și aici. Și la un moment dat zic, femeia asta, cât se mai oprește odată? La fiecare pas care îl făceam, simțeam că mă prăbușesc. Dar mental, ce înseamnă artele marțiale cu Aikido, ce am făcut? Și m-ai întrebat, dacă eu nu mai pot, tu ce faci? I-am zis că dacă eu nu mai pot să alerg, tu ce faci? Și ea spune, alerg cu altul. Hmm. În momentul ăla, Cătălin, în momentul ăla, am zis că dacă ea se oprește, eu mai fac încă două ture. Și ai ținut-o? Exact. Ea s-a oprit. Când e dragoste, alegi de mănânci pământul, vorba aia. Și alergam și la fiecare ture mă uitam la ea și simteam. Și făceam semn. Și la urmă, după ce m-am răcit, distanța de la hotel, de la stadion până acasă la mine, era atunci a fost 10 minute dacă mergeam. Dar am făcut-o în două ori, când m-am răcit și eram ca un robot. Abia puteam să merg. Și a doua zi m-a sunat. Să fii bărbat, să-i arăți că nu te oprești din mișcare. Exact. A fost un test, de fapt. Și înainte de căsătorie. A doua zi când te-a sunat? Cum ai luat telefonul? Mi-a spus, ai iubit la albă. A doua zi m-a luat la alta alergare, pentru că, știți cum e. Fiecare zi făceam program, pentru că la un moment dat, la un pahar de bere. Apă, bere? Da, eram la o petrecere și acolo a spus totul din casă, nu și îndeplinise visul de campion european și asta a fost foarte greu pentru el, pentru că se întâmplă în viață când clachezi și nu poți să ajungi la pragul în care dorești. Da. Am muncit cu el foarte mult timp și a reușit să aducă trofeele acasă, sunt cele mai frumoase. Cupa cea mai mare de pe masă, da? Acolo, în Elveția. A cântat imnul României, un an de zile pregătire cu Mariana, eram cu cumpărăturile de la magazin, le țineam aici și spune, vezi stâlpul ăla de acolo? Yeah. Care e ăla? Ăla de ce? De 2 metri? Nu, ăla de 20 de metri. Dar uite cum ținea mâinile. Ținea mâinile cu cumpărăturile aici și trebuia să fac broscuțe. Broscuțe, exact. Adică nu mers. Exact. Broscuțe, mersul pisticul. Antrenamentul tău? Antrenamentul personal. Deci cu cumpărăturile mănânci, făceai broscuțe? Da, după aia cumpărăturile aici, pentru triceps, în spate. Și aici. Și la fel, broscuțe. Și la un moment dat am ajungem la urs cările astea pe etajul 8, exact. Cu cumpărăturile iarăși aici, acum, la nivel. Și eu pentru mine era o provocare, pentru mine când plăcea. Oricum și tu rezistent. Mulțumesc, da, mulțumesc că am rezistat. Se vede că am rezistat. Acum e cum simplu. Cum vă poate găsi lumea pe Instagram, pe Facebook, că trebuie să luăm publicitate și... Pârjul Mariana. Pârjul Mariana. Exact. Căutați-o, vă rog frumos, să citiți despre ea și despre performanțele pe care face. Tu presupun că n-ai Instagram, da, Pârjul Ionuț. Pârjul Ionuț. Ai? Deci are voie să zică? Da, toate fetele să dea inimioare acolo, pentru că... Asta vreau. Multe inimioare, fără număr. Tap. Fix. Ionuț Pârjul și Mariana Pârjul. Căutați-i pe oamenii ăștia faini. Felicitări vouă. Știți ce îmi place la voi? Păi că aveți simțul umorului și că povestiți totul așa foarte cu pozitiv și cu zâmbet, pe cuvânt. Pentru că avem foarte mulți invidioși. Pentru că pe Ionuț îl vânau multe fete și pe mine mă vânau niciun băiat. Pentru că o să ferească Dumnezeu să-ți dea asta de mâncare. Bă, a zis mama Mioara Velicu, ne-a spus un banc în Anglia. Tu știai, Ciucă, chiar nu știam de fapt un banc. Tu știai că cea mai mare fabrică de cuțite e în România? Nu. Știai? Serios? Nu știai? Da. Lasă că îți spun după publicitate și le spun și telespectatorilor. Rămâneți cu noi, ne întoarcem imediat și aflați un lucru pe care poate nu-l știați. Vă mulțumesc mult de tot! Mulțumim că... Revenim în câteva momente. Mulțumim!